A plecat la domnul Aurelia Baloș, în vârstă de 86 de ani. A lăsat în urma ei 138 de urmași. Cortul ei din veșnicie va trebui să fie foarte încăpător. La serviciul de privechi, printre vorbitori, a fost și Alexandru Cherecheș, de 81 de ani. Dumnealui este unul dintre predicatorii activi din Biserica Pentecostală Betel din Garden Grove. Am regretat enorm faptul că nu s-a înregistrat scurta lui cuvântare de la capelă. A vorbit molcom, dar ferm, cu autoritatea unuia trecut prin viață și plin de înțelepciunea Duhului Sfânt. A început de la câteva versete din Psalmul 39. Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână și viața mea este ca o nimică înaintea ta. Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ține. Psalmul 39, versetul 4 și 5. Am să încerc să refac din memorie câteva dintre rostirile lui. Cer scuze pentru eventualele scăpări ale memoriei mele. Mă întreb și m-am întrebat, oare cum se măsoară zilele cu un lat de palmă? N-am găsit răspuns până ce m-am dus în cimitir și am văzut ce scrie pe pietrele funerare sau pe cruci. Ați văzut și dumneavoastră că acolo se trec doar câteva lucruri, numele și prenumele, data nașterii și data morții. Doar atâta este esențial în povestea omului, data nașterii și data morții. Între ele se află o linioară și dacă pui mâna peste ea, dai chiar de un lat de palmă. Atâta este între data nașterii și data morții, un lat de palmă. Mă întreabă unii, câți ani ai? Eu le răspund, nu știu. Cum așa, ai uitat și câți ani ai? Se miră ei. Dar eu mă mir și mai tare de gândirea lor. Ar vrea ei să le spun eu câți ani au trecut de la nașterea mea, dar pe ăia nu-i mai am, nu-i mai pot folosi. Iar despre ceilalți, anii care mi-au mai rămas să fie ai mei, nu știu câți ori mai fi și nimeni nu știe. Poți fi bătrân sau poți fi tânăr, nimeni nu știe câți ani are. Numai Dumnezeu știe. Și-au clădit unii mai bogați monumente funerare și cavouri. Și-au trecut acolo deja numele lor și data de naștere. Au pus apoi o liniuță și au lăsat spațiu gol. Nimeni nu știe data morții lui. Nimeni nu știe câți ani mai are. Psalmistul spune ca Dumnezeu să-l învețe să-și socotească bine zilele. Așa este bine și așa se cade. Trebuie să ne facem fiecare inventarul nostru. Ați văzut că este pe alocuri câte un magazin cu mulți cumpărători. Seara este puzdere de lume în el. Dimineața, pe la ora 6 însă, cine vine la magazin găsește pe ușa lui pus un lacăt și un bilet pe care scrie doar un cuvânt. Inventar. Acum, nu-i mare bai pentru cumpărător. El dă din umeri și se duce repede la alt magazin. Baiul este pentru gestionarul din lăuntru. Pe el îl trec toate transpirațiile. Am avut în armată un coleg pus la magazie. Ce s-a gândit el? Hai măi să fac eu inventarul înainte de a veni ăia să mi-l fac. Mai bine să știu eu cum stau și să nu mai tremur înaintea lor. Zis și făcut. A socotit el și a găsit că este în plus cu 1000 de țigări. A luat repede 1000 de țigări și le-a pus în altă parte. A venit apoi inventarul adevărat și l-au socotit ei. Ce să vezi? L-au găsit în lipsă tocmai cu 1000 de țigări. Omul socotise rău. L-au luat la întrebări și l-au scos din funcție. Bancă l-au băgat și la arest. Este foarte important să socotești bine. Să știi să-ți faci singur socotelile, ca să ieși bine când va veni vremea verificărilor. Într-o adunare mare, un evanghelist american a vrut să arate o stare și a scos din buzunar 100 de dolari și a întrebat, cine vrea bancnota aceasta? Oamenii au amuțit și niciunul nu s-a mișcat din bancă. Singur, un copil s-a găsit să vină în față și a luat hârtia din mâna întinsă a predicatorului. Ca la un semnal, toată sala, toată audiența a scos așa un oftat, de parcă ar fi vrut să spună, eu trebuia să o iau. Mie îmi trebuia, nu copilului ăluia. Au oftat așa ca la comandă. Nici dacă făceau repetiție, n-ar fi oftat chiar așa. Toți deodată.
Șansa lor trecuse însă. Și evanghelistul a explicat: Dumnezeu stă de atâta timp cu mâna întinsă și vă oferă viața veșnică, iar unii dintre voi stați nemișcați de parcă ați crede că este o glumă, că nu este adevărat, că așa ceva nu se poate. Nu regretați $100, regretați șovăiala voastră atunci când e vorba despre viața veșnică. Doamne, ajută-ne să nu uităm niciodată cuvintele acestea.